Bună tuturor celor din zodia vărsător sau care aveți ascendentul sau luna zodia vărsător și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-30 septembrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici, iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să-mi distribuiți acest video. Să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Și aici avem eremitul. Veți da dovadă de foarte multă înțelegere și de foarte multă înțelepciune, pentru că voi vă îndreptați către o parte necunoscută a lucrurilor, dar cu cât faceți pași către înainte, cu cât aflați din ce în ce mai multe răspunsuri, dar veți avea nevoie de o pauză, de o meditație asupra unor lucruri din trecutul vostru. Cred că vor reveni în prim plan anumite situații din trecut care v-au copleșit și încercați aici să rezolvați problema respectivă sau să depășiți momentul respectiv. În alte situații vorbim despre o grijă pe care o aveți în legătură cu o persoană în vârstă din familia voastră, va trebui să faceți un drum, poate unii dintre voi. Vorba și de multe alegeri legate de o mutare. Posibil să dezbateți o moștenire în alte situații sau este vorba de o mutare, de o schimbare, cumpărați o casă bătrânească și o renovați. În a doua săptămână din nou avem 4 de spade. Voi ori meditați foarte profund în perioada următoare, ori vorbim despre un repaus, vorbim despre o pauză, situații care vă obosesc, care vă copleșesc, încercați să aflați adevăruri, încercați să vă folosiți intuiția, să vă urmăriți scopul, să vă simțiți mințiți de către cineva. Posibil să căutați și o variantă de înțelegere, de sprijin, de ajutor, de, nu știu, cineva să-și asume responsabilitatea sau să vă susțină din anumite puncte de vedere sau testați intențiile cuiva. Dar tot așa, să vă creați anumite avantaje, ia să vedem. Na, testați pentru a vă elibera calea de a afla adevărul. Există o situație care vă pune pe pauză în viața voastră și încercați să vă deblocați. Ceva nu vi se leagă și stați într-o așteptare continuă, așteptați un semn, așteptați un mesaj. Și exact cum v-am spus, e posibil să fie vorba și de foarte mult mental, vă gândiți foarte mult și foarte profund la anumite situații din viața voastră. Pe partea amoroasă, ori comunicați online, ori există o relație în plină dezvoltare, ori simțiți că aveți foarte multe lucruri în comun cu o anumită persoană, credeți în aceleași lucruri, sunteți în același domeniu, poate unii dintre voi, dar aici faptele vor vorbi în perioada următoare și apar anumite declarații de dragoste. Pot apărea și personaje noi în viața voastră, personaje care vor încerca să vă cucerească, dar în același timp vă creează o indispoziție, o iritație, pentru că ori nu sunteți dispuși, ori nu știți ce să faceți, dar vă veți păstra atitudinea demnă sau cum să spun, veți fi foarte hotărâți, nu veți fi rigizi, nu vă veți lăsa conduși de și grăbiți în același timp de ce vi se transmite. Deși apar multe declarații de dragoste, voi veți fi în centru atenției în perioada următoare. Lumea vrea să vă cucerească, dar voi nu sunteți dispuși sau nu sunteți deschiși către lucrurile acestea sau analizați foarte mult sau sunt alte lucruri pe care puneți accent în perioada următoare și nu neapărat pe dragoste. Pe partea de muncă vreți să vă detașați, ori vreți să plecați de la acest loc de muncă, dar parcă ar trebui să mai aveți puțină răbdare, unele situații vă depășesc. Alții dintre voi vreți să schimbați tactica. Sunt atacuri, să știți, pe partea, dar foarte agitați sunteți, îmi scapă cărțile, le amestec pe astea de jos. Există stabilitate, există consistență, constanță pe partea de muncă, dar și foarte multă rivalitate, adică simțiți așa că anumite persoane pun presiune asupra voastră, sunt certărețe, bârfez foarte mult, asta vă deranjează și parcă ați vrea să vă îndepărtați de lucrurile acestea, cu cât sunteți mai sus, cu cât sunteți mai vizați.
Apar și anumite atacuri energetice pe partea de muncă, adică bârfe care vă pot afecta, ochi răi asupra voastră, dar voi sunteți într-o continuă ascensiune, într-o continuă creștere. Unii vă gândiți și la o activitate independentă. Pe partea financiară, posibil să aveți un sprijin. Nu, foarte, nu. Aici vorbim de o piedică pe care o aveți din partea unei femei, cel mai probabil în semn de apă, rac, scorpion, pește, o persoană care vă dezamăgește, cu care puteți intra într-un conflict din cauza unei sume de bani care vă datorează această persoană și vă spune că nu are. Pe de altă parte, voi veți avea siguranță financiară, adică vă îndepliniți dorințele, visele sau cheltuielile sau necesitățile pe care le aveți până la sfârșitul intervalului, pentru că, na, găsiți resurse, să spunem, dar pe voi vă enervează și vă stresează o sumă de bani pe care o așteptați dintr-un anumit loc și acea sumă nu mai vine sau vi se datorează o sumă de bani și e blocată undeva și voi vreți să demascați situația respectivă, vreți să scăpați de acel gând sau de acea problemă financiară sau să primiți odată banii care vi se datorează pentru a putea merge mai departe. Oricum, voi variante de câștig aveți. Pe partea de sănătate, parcă vă merge din ce în ce mai bine. Da, aveți o stare de bine foarte bună, o energie foarte bună. Atenție, în schimb, la excese, da, la petreceri sau, nu știu, să stați prea târziu noaptea. Și foarte multe gânduri care... E posibil aici să cineva din jurul vostru, în preajma voastră, să facă niște analize medicale și voi să susțineți acea persoană, să-i fiți alături. Mai pot apărea anumite simptome, ca un disconfort în zona abdominală, stomac, toată partea aceasta. Oarecare atenție la excese, exact cum v-am spus, sau la anumite alimente care nu vă priesc. Pe provocare avem nouăle de cupe. Nouăle de cupe este o carte și 10 și wow, aici vorbim de o satisfacție cu mare împlinire, dar avem o rivală. Un semn de foc, berbecleu, săgetător sau un semn de apă, rac, scorpion, pești. O persoană în momentul în care vede că vă merge foarte bine, va încerca să vă dea târcoale, să se bage în seamă. Să vadă cum câștigați, cum vă merge bine în casă, în relație, de ce sunteți fericiți. E o prietenie deghizată. Și o persoană care se va fi agățată de voi prin diferite trucuri. Da? Încearcă să vă stea aproape pentru că vrea să vă dezechilibreze, dar voi știți despre cine este vorba și o să încercați să o eliminați într-un mod foarte plăcut. Deși aveți o emoție plăcută față de această persoană sau, ca și provocare, mai poate veni o cheltuială în casă, o renovare, cumpărarea unui obiect și asta să vă dea puțin peste cap, să vă scoată puțin din zona de confort, dar văd că puneți tot sufletul în acea situație. Surpriza vine cu noi începuturi. Ori studiați lucruri noi, ori aveți un examen, ori vă creați un nou stil de viață, vă veți urma intuiția mult mai mult și aici veți deveni destul de prinși de anumite situații. Vreți să faceți și economie, nu vreți să vă mai puneți sufletul pe tavă nimănui. Există și o persoană care va încerca să vă recucerească, să vă cucerească. E o persoană un pic geloasă. Sunteți într-o așteptare. În așteptarea unei sume de bani care va veni, câștiguri, o mutare, iubire, noi începuturi frumoase apar la voi. Ia uitați, și aveți toate resursele necesare pentru a face tot ceea ce vă puneți în plan. Aveți parte de maturitate emoțională, de îndrăgosteală, persoane care vă iubesc și aduc soarele pe strada voastră. Sunt persoane în jurul vostru care pur și simplu se simt fericiți că vă au în viață și că au puterea de a vă iubi. Pentru că, ia uitați, parcă sunteți născuți cu noroc sau cel puțin în perioada următoare, mare noroc veți avea și pe partea online-ului. Ieșiți în evidență într-un mod foarte plăcut sau veți fi căutați sau primiți niște mesaje foarte frumoase, foarte încurajatoare sau întâmpinați anumite situații care vă fac plăcere. Vă simțiți în elementul vostru, scăpați de anumite instabilități emoționale, scăpați de un junghi sentimental, faceți o alegere, dar veți da dovadă de mult mai multă înțelepciune cu eremitul în primă fază. Și chiar dacă veți fi tentați
sau testați, veți depăși momentele acestea cu brio. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!